Salutare, prieteni! Astăzi o să vorbim despre un parfum surpriză de la Casa La Tafa. Nu știu de ce am făcut atât de multe review-uri pentru Casa La Tafa. Este absolut întâmplător, pentru că am parfumul de la foarte multe case de designer și foarte multe case de nișă. Dar pur și simplu așa am avut eu chef în perioada asta. Așa că o să vorbim și astăzi despre un parfum al Casei La Tafa, care se numește Bade al Wood. Este vorba despre ametist și este marketat ca de obicei ca fiind o clonă după cel de la Initio, care poartă numele de Atomic Rose. Mă rog, ceea ce nu este surprinzător, ținând cont că fratele acestui parfum, care este pe culoare neagră, este o sticlă de culoare neagră, se numește Bade al Wood, Wood for Glory, și într-adevăr acesta este cu adevărat o clonă după Initio Wood for Greatness, în proporție de 95-98%. În cazul ăsta, în cazul parfumului Ametist, putem să discutăm din nou despre tendința asta dubioasă de a vedea clone peste tot, chiar și acolo unde nu sunt. Și încă un sfat personal pe care vi-l dau atunci când e vorba despre un parfum, despre orice parfum și doriți să-l achiziționați. Nu vă luați după nimeni. Știu că aveți recenzori pe care îi respectați, dar părerile voastre pot să difere foarte mult de părerile acestora în ceea ce privește mirosul unui parfum. Treaba asta cu mirosul este o chestie atât de subiectivă, profund afectată de ideile noastre preconcepute și de stările psihologice. Și mai este o chestie pe care iarăși nu o suport și mi se pare că cine nu are de a face deloc cu parfumeria o să folosească foarte des cuvântul sintetic. Miroase sintetic, miroase... Ce înseamnă miroase sintetic în cazul ăsta? Toate parfumurile, sub o formă sau alta, au un miros care nu se întâlnește nicăieri în natură. Sunt niște aproximări ale unor mirosuri naturale. Așa că denumirea asta de sintetic, miroase sintetic, pentru parfumurile care nu vă plac, este o denumire cel puțin tâmpită. De aceea vă sfătuiesc să evitați recenzorii care folosesc foarte des cuvântul miroase sintetic. Uite, de exemplu, uleiul esențial de trandafiri. Uleiul esențial de trandafir nu miroase ca trandafiri. Are un miros abraziv, are un miros puternic. S-au făcut teste exact pentru a demonstra acest aspect. S-au dat la mirosit. Erau 10 persoane în cameră și li s-au dat pe rând să miroase o mostră de parfum, de ulei esențial de trandafir, și după asta li s-a dat să miroase o moleculă sintetică ce reproduce mirosul de trandafir. Și în proporție de 100%, toți care au mirosit cele două mostre au fost de acord că mirosul, că mostra aceea cu uleiul natural de trandafir ar fi sintetică, pentru că miroase abraziv. Și au spus cu mâna pe inimă că este 100% naturală, cea care era un produs de sinteză, era un produs de laborator, era o moleculă creată în laborator pentru a imita mirosul de trandafir. Iarăși, foarte puțină lume știe despre faptul că inclusiv uleiul, dacă se folosește într-un parfum ulei esențial, ulei care provine din natură, de la trandafiri, sunt foarte puțini oameni care știu acest adevăr. Faptul că se adaugă foarte multe componente sintetice tocmai pentru a înlătura acele elemente abrazive ale mirosului și pentru a-i da un miros de trandafir natural. Uleiul esențial de trandafir nu miroase așa cum miroase trandafirul natural. Și de aceea, atât de nepotrivită mi se pare această descriere. Este sintetic. E mult mai simplu să spuneți dacă un parfum nu vă place, să spuneți simplu, parfumul respectiv nu este pe gustul meu sau nu-mi place. Nu mai folosiți, vă rog, cuvântul sintetic. Există într-adevăr parfumuri pe care le am și eu în colecție, care te duc cu gândul la secțiunea de detergenți. Dacă un parfum te duce cu gândul la secțiunea de detergenți, spuneți lucrul ăsta, nu spuneți sintetic. Pentru că, în general, toate mirosurile pe care le avem noi în parfumerie
aproximează mirosurile naturale și nicăieri în natură nu se întâlnește un miros identic cu cel al unui parfum. Sunt mirosuri asemănătoare. Și acum să revenim la parfumul nostru în cauză, la acest bade al ud ametist de la Latafa. Sticla acestui parfum este o sticlă foarte frumoasă, care într-adevăr aduce atât ca și aspect, ca și formă, cât și ca și culoare cu cea de la Initio ud. Deci revenind la sticlă, ea este oarecum asemănătoare cu cea de la Initio și seamănă în proporție de 50% cu cea de la Atomic Rose. Dar asta nu înseamnă că este aceeași sticlă, este o sticlă diferită totuși. Este un design diferit pentru un parfum care este creat cu intenția de a oferi o experiență diferită. De aceea, parfumul ăsta nu este o clonă. Este un parfum de sine stătător, este un parfum, o să vorbim de fapt puțin mai târziu despre componentele lui, dar este un parfum care se adresează și bărbaților. Ceea ce în ziua de astăzi este foarte greu să găsești un parfum cu trandafir care să poată fi purtat și de un bărbat. Parfumul ăsta este un parfum cu trandafir care poate fi purtat și de un bărbat. Și asta datorită notelor care îl compun. Dar să revenim la sticlă. Aceasta este îmbrăcată într-un material care imită ușor cauciucul. Este un material care oferă experiență plăcută la atingere. Și este un material care nu lasă amprentele să se imprime pe sticlă. Deci nu este un magnet, cum se spune, de amprente. Designul este un design foarte frumos. Sticla are o culoare oarecum vișiniu închisă și capacul este un capac greu de foarte bună calitate. În ceea ce privește componența parfumului, notele principale sunt piper roz, sunt bergamotă. Există în notele de bază lemn de agăr, ambră și vanilie, iar în notele de inimă există trandafir turcesc, trandafir bulgăresc și iasomie. Deja o să observăm o diferență între notele acestui parfum și notele parfumului de la Initio, Atomic Rose. Acesta are, de exemplu, în plus, în notele de vârf, are și hedionă, pe când badeal ud ametist are notele de bază lemnul de agăr. Și lemnul de agăr face deja o diferență uriașă între profilul mirosului acestui parfum și profilul mirosului parfumului de la Initio. Sunt două parfumuri total diferite, total diferite. Deși pe Fragrantica despre Atomic Rose se spune că ar fi un parfum și pentru bărbați, marketat pentru femei și bărbați, unisex, eu înclin să cred că este un parfum 100% feminin. În cazul parfumului de față, se poate spune că este un parfum 100% unisex. Este cam singurul parfum pe care l-am încercat cu trandafir, care poate fi purtat și de un bărbat. Și asta foarte mult datorită notei de agăr, notei de ud. Această notă de ud se simte foarte bine de la primul spray. Se simte foarte bine pentru că este un ud care te duce cu gândul puțin la un cauciuc, la o mănușă de latex. Știu că sună ciudat pentru necunoscători, dar mirosul ăsta, împreună cu celelalte note care îndulcesc compoziția, creează o simfonie a mirosului și creează o notă a parfumului totuși destul de masculină. De aceea spun că parfumul ăsta poate fi purtat fără probleme de un bărbat din cauza acestei note de agăr. Pentru cunoscătorii lemnului de agăr se știe foarte clar că există mai multe specii ale acestui lemn și în funcție de fiecare specie există mirosuri diferite pe care le dă acest lemn în parfumerie. Sunt unele cu note animalice, sunt unele cu note care te duc cu gândul la
la cauciuc, chiar pe unii duc cu gândul la benzină sau la un motor diesel. Dar în cazul de față, se simte în fundal, pe toată perioada purtării parfumului, această notă de agăr care creează o impresie bărbătească pentru acest parfum. Inclusiv trandafirul. Mirosul de trandafir nu este un miros clasic de trandafir. Aici seamănă mai mult cu un sirop de trandafiri. Închipuiți-vă, de exemplu, un miros de vată pe băț cu sirop de trandafiri și cu lemn de agăr în fundal. După care mai există și mirosul de vanilie, de ambră. Bergamota se simte foarte puțin pentru a echilibra compoziția. Și piperul roz, de asemenea, dă o notă ușor ascuțită acestei compoziții. Parfumul miroase foarte, foarte bine. În ceea ce privește performanța, în cazul de față, parfumul are o performanță monstruoasă. De exemplu, dacă v-ați uitat vreodată pe Fragrantica, o să vedeți acolo, în cazul voturilor, că există mai multe variante, de la foarte slab până la eternal. Asta ar însemna veșnic. În cazul unui parfum veșnic, înseamnă că longevitatea sa este peste 12 ore. 12 ore plus. E, longevitatea acestui parfum este cu ușurință peste 12 ore. Durează lejer până la 24 de ore, în sensul că o să-l simțiți dacă apropiați nasul de piele, o să-l simțiți și după 24 de ore. Dar după 12 ore, el este pe piele și încă proiectează. Asta înseamnă că o să-l simțiți în jurul vostru. De aceea, pentru că este un parfum pe care o să-l simți în jurul tău foarte multe ore la rând, poate fi obositor pentru unii și recomandarea mea este să fie purtat mai mult în vreme rece. Sau dacă încercați să-l purtați în vreme ușor mai caldă, încercați să aplicați un spray sub cămașe sau sub tricou. Pentru că în felul acesta, mirosul nu vă va izbi olfactiv în permanență, ci din când în când, atunci când se mai ridică tricoul sau se mișcă o parte a cămășii, o să vină adieri ale acesteia și o să fie adierile astea extrem de plăcute, pentru că mirosul este foarte, foarte frumos. Sunt foarte mulți bărbați care se sperie un pic de trandafiri și eu fac parte dintre acești bărbați, pentru că trandafirul este destul de greu de purtat de către noi ca bărbați. Mai am un exemplu, exemplu negativ. Un parfum pe care l-am luat tot așa ca și blind buy, adică pe NV-ul, pe nevăzute, tot în urma unor recenzii pe care le-am văzut pe YouTube. Vezi, doamne, că e marele parfum al orientalului rasat sau diferite alte aspecte. Parfumul, într-adevăr, e vorba despre Montal Intense Black Oud, care la fel are o performanță foarte mare, nu la fel de mare ca și Bade Alud. În schimb, mirosul său este un miros foarte medicinal, este un miros de trandafir care m-a dus cu gândul și am încercat, credeți-mă, să-l port, am încercat să-i dau șanse de multe ori, pentru că așa fac eu. Este un miros care te duce cu gândul la parfumul unei doamne elegante, dar în vârstă. Are vibe-ul ăla. De aceea nu pot să îl port. O să-l păstrez în colecție, pentru că, fiind colecționar, îmi place să am inclusiv parfumuri pe care nu le iubesc sau parfumuri pe care nu le plac. Îmi place să le am, îmi place să le miros din când în când, îmi place să mai gândesc la ele, îmi place să găsesc asemănări între ele și alte parfumuri care mai apar sau care au existat în trecut și pe care pun mâna. Dar dintre aceste două parfumuri, dintre Montal Intense Black Oud și parfumul de la Latafa Bade Alud Ametist, este totuși o diferență foarte mare. În sensul că acesta este foarte ușor de purtat de către un bărbat. Este un trandafir ușor de purtat de către un bărbat. Este un trandafir care te duce cu gândul la un sirop, la vată pe băț, la, nu știu cum să vă spun, la notele astea dulci, care împreună cu lemnul de agăr creează o impresie masculină. Deci dacă ar fi să comparăm cele două parfumuri, Atomic Rose și Bade Alud Ametist de la Latafa, deși sunt marketate amândouă ca unisex, singurul care, după părerea mea, este cu adevărat unisex este acesta de la Latafa. Este un parfum care poate fi purtat și de către un bărbat. Este un parfum care
poate fi obositor pentru simțuri, deoarece proiectează foarte mult timp la rând, foarte multe ore la rând, foarte mult timp, e vorba de 10-12 ore în care totuși o să-l simți în jurul tău. Mai ales dacă aplici parfumul, cum îl aplic eu? Un puf pe gât, la baza gâtului și două pufuri de pe urechi. După urechea stângă și după urechea dreaptă. Asta înseamnă că raza din jurul organului tău olfactiv o să fie asaltată permanent de acest miros. Dacă mirosul nu-ți place, o să fie un chin pentru tine, de aceea te sfătuiesc să îl încerci înainte de a-l cumpăra. În ceea ce privește ingredientele, iarăși mai aud tot felul de... Mă rog, aș vrea să fiu un pic mai delicat, să nu le zic aberații, dar o să le zic aberații. Iarăși, toți recenzorii, sau mă rog, o mare parte a recenzorilor, când vorbesc despre un parfum care știu că este mai ieftin, după ce stabilesc care o prezentare care nu se încadrează în categoria asta de preț, adică o prezentare, o sticlă, o cutie care ar trebui să fie mult mai scumpe, când vorbesc de conținut, întotdeauna spun că, da, într-adevăr, nu o să vă loviți de ingredientele acelea de calitate care se găsesc, de exemplu, în Atomic Rose de la Initio, o să fie ingrediente mai ieftine sau mai slabe. Nu mă întrebați de unde știu ei treaba asta, pentru că nu au de unde să știe treaba asta. De unde știu ei ce ingrediente s-au folosit la parfumul ăsta și ce ingrediente s-au folosit la Tommy Gross? Nu știu. Doar factorul acesta care ține de preț și de cât de cunoscut este un brand îi determină, din punct de vedere psihologic, să facă niște presupuneri care de cele mai multe ori sunt greșite. Nu știu ce conține parfumul ăsta și contează ce... Contează să știm cu adevărat ce conține în condițiile în care parfumul performează excelent și miroase excelent. Dacă performează excelent și miroase excelent, înseamnă că este un parfum excelent. Toate celelalte considerațiuni sunt așa, filozofie goală. În cazul acesta, o să repet, parfumul de la Latafa Badea Lud Ametist nu este o clonă după Atomic Rose. Nu este o clonă. N-are nicio treabă, în afară de faptul că este un parfum cu note, unele note similare, lucru care se poate spune despre marea majoritate a parfumurilor, și este un parfum pe bază de trandafir. Putem spune că cei de la Latafa s-au inspirat de la Initio și lucru care se întâmplă și la casele mai mari, la case de designer, în ceea ce privește construcția sticlei, care este 50%, 40-50% asemănătoare cu cea de la Initio. În rest, parfumul este un parfum căruia eu întotdeauna i-aș da verdictul de recumpărare. Verdictul de a recumpăra un parfum atunci când se termină este verdictul cel mai înalt. Și dacă există parfumuri pe care le plac și parfumuri pe care le iubesc, acesta este un parfum pe care îl iubesc. Este un miros unic, este un miros pe care nu o să-l mai întâlniți nicăieri în altă parte. Atât am avut să vă spun. O să încerc zilele care urmează să fac un review, să fac o recenzie, să vorbim puțin și despre fratele său, despre Badea Lud Oud for Glory, care într-adevăr este o clonă după Initio Wood for Greatness. Este în proporție de 95-98% ca acesta, din punct de vedere al profilului olfactiv. Dar asta o să vorbim data viitoare. Vă doresc o zi bună și să ne vedem cu bine. La revedere!